Proiect susținut de Primăria Municipiului București prin Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic, în cadrul programului București Centenar. Pe strada Monetăriei, la numărul 4, peste drum de umărul drept al Muzeului Țăranului Român, se află Biserica Mavrogheni. Cu fiecare pas pe care îl faci în curtea bisericii, atestată documentar la 1787, o pagină de istorie și apoi încă una și încă una ți se dezvăluie. Biserica a fost construită de domnitorul Nicolae Petre Mavrogheni, cel care a dispus ca toate bisericile să fie deschise zi și noapte. Și tot el este cel care a comandat ca în fiecare biserică să fie o sobă pentru zilele friguroase. Nicolae Petre Mavrogheni a cumpărat un teren de 16 hectare la marginea Bucureștiului, la podul Mogoșaie, cum spunea el, cu banii lui personali și s-a gândit să construiască o biserică, o mănăstire, având acest hram, izvorul tămăduirii Mavrogheni, pentru că aici el a rânduit și o cumpăna apelor, în sensul că a creat prima rețea edilitară a Bucureștiului cu 12 cișmele care aduceau apă prin niște olane arse de lut în tot Bucureștiul. Era o vreme în care, datorită lipsei de igienă și a lipsei apei potabile, lucrurile erau foarte greu de gestionat. Biserica are încă de la începuturi hramul Izvorul Tămăduirii. Mavrogheni și doamna sa Marioara au închinat această biserică Maicii Domnului ca mulțumire pentru vindecarea în chip minunat a fiicei lor. Tâmpla bisericii este singura care mai păstrează pictura originală. Motivele vegetale și grifonii de pe stucatura catapetezmei sunt de sorginte barocă cu influențe orientale. În acest spațiu a existat un foișor unde domnitorul se retrăgea adesea. S-au construit, bineînțeles, chilii. A fost o școală de grămătici rânduită aici, la Mavrogheni. Și după aceea, chiar și o tipografie. În prima etapă a fost tipografia fraților Văcărescu, după aia a fost cumpărată această tipografie de către Ion Eliade Rădulescu și în clădirea unde actualmente se găsește grădinița parochială Sfântul Dumitru Mavrogheni, s-a tipărit prima Constituție a României, regulamentul organic. În curte se află mormântul lui Ion Heliade Rădulescu, primul președinte al Academiei, precum și cel al lui Horia Bernea, artist plastic, fost director al Muzeului Țăranului Român. Cel mai mare sculptor din toate timpurile pe care l-a avut România, Constantin Brâncuș, a fost cântăreț în Strana în vremea studenției sale la Bele Arte. Portretul său în bronz, operă a Silviei Radu, se află în curtea Lăcașului. Proiect susținut de Primăria Municipiului București prin Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic, în cadrul programului București Centenar.